De fiecare dată când intrăm într-o fermă, dacă vrem să vedem cât de bine merge acea fermă, ne uităm la tineretul animal. Și dacă trageți o privire, vedeți pe partea dreaptă a mea tineret bovin pe diferite categorii de vârstă, de la până la 3 luni și până la juninca. În momentul în care tineretul se dezvoltă bine, corespunzător din punct de vedere a sporurilor medii zilnice, a greutăților pe perioade de vârstă, la fel ca și în cazul copiilor, îi cântărim la anumite vârste, vedem dacă ating greutatea, nu ating greutatea. Tot așa facem și în ferma noastră, cântărim animalele în momentul în care ele ating greutatea, se dezvoltă corespunzător, putem spera la un efectiv de bovine practic sănătos, performant din punct de vedere genetic, a potențialului genetic și cu performanțe atât cantitative cât și calitative a producțiilor pe care le așteptăm. Cum se poate interveni atunci când ele nu sunt suficient de bine dezvoltate? Aici este practic rolul specialistului. N-ar trebui să se ajungă la astfel de situații, să ai animale insuficient dezvoltate sau cu probleme în dezvoltare. În primul rând, de la cea mai fragedă vârstă, el trebuie urmărit. Și dacă începe furajarea cu partea de colostru, cu lapte, care are rolul de a fortifica organismul animalului, de a-i asigura acea imunitate a organismului care să lupte contra bolilor și a diferiților factori externi, iar ulterior să asiguri furaje atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ în funcție de vârsta pe care o au, să monitorizezi greutățile, sporurile în greutate. Nu e suficient să dai furaje calitative dacă nu sunt suficiente și din punct de vedere cantitativ.